Salut și bine ai venit pe canalul F64, eu sunt Gabriel, sunt vlogger, sunt content creator și astăzi vreau să-ți arăt un aparat cu adevărat special. Este vorba despre Panasonic Lumix G80. Împreună cu echipa F64 am testat Panasonic Lumix G80 la o ședință foto de familie pentru Crăciun. Ce ne-a plăcut cel mai mult? În primul rând, foarte utilă și foarte interesantă funcția de fotografiere 4K. Nu ratezi absolut nimic, niciun fel de acțiune. În cazul nostru, la o ședință foto de familie cu un copil, avem acțiune. Copilul se mișcă, aleargă, sare, se joacă, toate lucrurile astea se întâmplă foarte rapid, iar cu funcția de fotografiere 4K nu ratezi absolut nimic. Practic, aparatul îți permite să selectezi un frame, să selectezi o fotografie dintr-o filmare 4K la 30 de cadre pe secunde. Nu ai cum să ratezi absolut niciun moment. Trebuie doar să înregistrezi, să selectezi cadrul dorit și să salvezi fotografia la înaltă rezoluție. O altă funcție care ne-a plăcut foarte mult a fost post-focusul. Știu că pare imposibil să fotografiezi acum și să faci focalizarea după, dar da, cu G80 se poate face acest lucru și se poate face foarte, foarte bine. Pe lângă post-focus mai există și focus stalking. Ce înseamnă asta? Înseamnă că după ce am fotografiat, putem să selectăm chiar mai multe puncte de focus pe o fotografie. Bineînțeles, aparatul dispune și de conexiune Wi-Fi, un lucru foarte important în zilele noastre. Putem să controlăm aparatul de la distanță, dacă nu vrem un selfie, vrem să lăsăm aparatul pe un trepied și să-l controlăm de la distanță cu ajutorul telefonului. Toate astea le putem face cu G80. Aparatul este de dimensiuni mici, este ușor, este foarte ușor de ținut în mână și de folosit. Foarte important pentru vlogging, dacă stai o zi întreagă cu camera în mână sau pleci pe stradă, te plimbi toată ziua cu camera după tine, este important să fie un aparat mic și ușor. Stabilizarea absolut incredibilă, se numește Dual Image Stabilization pe 5 axe. Avem stabilizare atât în carcasă, cât și în obiectiv. Ambele combinate sunt ceva extraordinar, efectiv uiți de tremurul mâinii. Bineînțeles, are ecran rabatabil, extrem de important pentru vlogger. Știm cu toții că este de greu să faci un vlog dacă nu ai ecran rabatabil. Intrare pentru microfon, sunetul contează la vlog poate mai mult decât imaginea. Nu trebuie să-ți faci griji dacă ninge, dacă plouă sau dacă este praf. Atât body-ul cât și obiectivul sunt protejate la stropit și la praf. Noi am testat intens aparatul, l-am testat acum la o ședință foto de familie, dar și în alte situații. L-am testat din toate punctele de vedere și putem să spunem că G80 este un aparat performant, un aparat puternic. Nu am găsit nicio situație în care să spunem, da, aici am fi vrut altceva, aici nu putem să-l folosim. A făcut față cu brio în toate situații. Bineînțeles, găsești mai multe detalii despre G80 pe site-ul F64. Nu uita să te abonezi la canalul F64 pentru mai multe tutoriale, videouri, prezentări de acest gen. Iar noi ne revedem curând!